L-am cunoscut pe părintele Galeriu la mănăstirea Sihăstria, vara, unde atât eu și mulți alți studenți în teologie pe vremea aceea, dar și iată și părintele Constantin Galeriu și părintele Dumitru Stăniloae veneau să se inspire de la izvorul cel mai curat al spiritualității, al duhovniciei românești, la părintele Paisie Olaru, de la părintele Cleopa Ilie, de la părintele Ioanichie Balan, părintele Ioil și atâția alți mari duhovnici care au trăit în mănăstirea Sihăstria. Mai târziu am ajuns să mă spovedesc chiar la părintele Constantin Galeriu, e adevărat, doar de 2 sau 3 ori în viața mea, pentru că eu, de tânăr, umblând pe la mănăstiri, mi-a plăcut să am contacte cu toți marii duhovnici pe care i-am întâlnit și nu de mult am făcut o listă cu aceștia și credeți-mă că sunt peste 50. 50 de mari duhovnici care toți au trecut la Domnul. Mă gândesc că în ce pustie trăim noi astăzi, mă cuprinde jalea, să zic așa, da. Ce vremuri erau pe atunci, acum 30, 40 de ani, 50 de ani în urmă, câți mari duhovnici prin toate mănăstirile, câți oameni aleși, vestiți, la care alergau oamenii din toată țara. Și am spus-o mereu și o spun și acolo în Germania, mai cu seamă nemților, că pe timpul stăpânirii comuniste, nu atât biserica oficială prin ierarhie și preoții ei au ținut credința cu adevărat în popor, ci mai cu seamă acești mari duhovnici care i-au întărit pe oameni ca să nu se smintească de unele compromisuri, de unele neputințe ale ierarhilor sau ale preoților. Ei, părintele Constantin Galeriu a fost unul dintre aceștia și unul dintre cei mai mari duhovnici pe care i-am avut noi în țara noastră și în biserica noastră. Nu cred că a mai existat vreodată în toată istoria noastră un predicator, un orator cu atâta putere, cu atâta spirit, cu atâta duh, transmițând Evanghelia lui Hristos ca părintele Constantin Galeriu. Sigur că lucrul acesta s-a cunoscut mai cu seamă după Revoluție, când el a putut să se manifeste în toată libertatea, dar și chiar și înainte de Revoluție. La Ploiești, la București, atât la Institutul Teologic, cât și la Parohia Sfântul Silvestru, știți cu toții că se adunau mai cu seamă intelectualii pentru ca să-l audă pe acest om înzestrat de Dumnezeu cu o foarte mare memorie, cu o vastă cunoștință, dar în același timp și cu o inimă tot atât de mare pe cât era capacitatea sa intelectuală. Se simțea într-adevăr că este un trăitor. Nu poza niciodată, nu căuta să iasă în față, deși era mereu în față, pentru că era solicitat, era prezent peste tot locul, la televiziune, în universități, în biserici, în parohii, peste tot locul, peste tot locul, dar nu pentru că el se auto-invita, ci pentru că era invitat și răspundea invitațiilor, sunt sigur, cu credința că este chemat de Duhul lui Dumnezeu însuși ca să îl vestească pe Dumnezeu. Și s-au folosit atât de mulți oameni, atât de mulți oameni în țara aceasta, cum poate nu s-au folosit de niciun alt duhovnic, cum s-au folosit de preacușernicia sa. Chipul părintelui era chip de icoană, fără nicio îndoială, și eu sunt sigur că Dumnezeu l-a preaslăvit pe părintele, l-a preaslăvit și prin acel semn de care ați amintit. Am fost și eu prezent la mormântarea părintelui și am văzut și eu cu ochii mei ziua în amiaza mare, cer senin, absolut senin, fără ca să fi plouat înainte,
Știm că curcubeul iese mai cu seamă după o ploaie. A fost un semn dumnezeiesc acesta și o confirmare încă o dată a vieții lui de jertfă. Vieții lui de jertfă. Nu întâmplător părintele a scris sau și-a dat teza de doctorat cu titlul de jertfă și răscumpărare. Jertfă. S-a jertfit părintele întru tot, în toate, și tocmai pentru jertfa lui Dumnezeu l-a înzestrat cu atâta putere. Căci nu există putere duhovnicească în viața noastră a nimănui fără jertfă. Numai în măsura în care ne jertfim, în acea măsură Dumnezeu lucrează prin noi și zidește pe alții. Zicea așa că cine sau dragostea te ridică pe cruce. Nu există dragoste fără jertfă. Dragostea înseamnă să te ridici pe cruce, să te crucifici, să rabzi, să fii capabil să iei asupra ta suferințele, neputințele semenilor pe care vrei să-i ajuți. Deci părintele Constantin Galeriu a fost una dintre cele mai mari personalități duhovnicești, cele mai mari figuri duhovnicești pe care le-am avut noi în biserica noastră și va rămâne în conștiința tuturor celor care l-au cunoscut și celor care nu l-au cunoscut, dar iată, îl cunosc din relatările altora, va rămâne ca atare. Și eu sunt sigur că dacă biserica ar fi mai, să zicem, generoasă în privința canonizărilor, ar trebui neapărat să-l canonizeze și pe părintele Constantin Galeriu. Dar nu trebuie să așteptăm neapărat canonizarea, așa cum se întâmplă în viața părintelui Sfânt Arsenie Boca, oamenii se roagă părintelui, chiar dacă nu e încă canonizată, rugăciunea are aceeași putere, tot așa v-aș îndemna și eu să faceți ceea ce fac și eu. E adevărat, nu în toată ziua, poate din păcate, dar adeseori mă rog părintele Constantin Galeriu și zic: Părinte Constantin, tu care m-ai cunoscut și mulțumesc lui Dumnezeu că m-ai cunoscut, nu eu te-am cunoscut pe tine, ci tu m-ai cunoscut pe mine, roagă-te Dumnezeu pentru mine păcătosul.